Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-a regăsit aici, la Apolonia TV, la emisiunea Justiția pentru Toți. În emisiunea de astăzi vom discuta despre medicina muncii. Și anume, îmi doresc să reușim să subliniem faptul că medicina muncii nu este doar o obligație formală pe care trebuie să o îndeplinească fiecare angajator pentru a nu o lua amenzi, ci este chiar o necesitate reală într-o societate civilizată în care drepturile celor care muncesc sunt respectate. Deci, ce este de fapt medicina muncii? Este adaptarea omului la muncă și a muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicală extrem de vastă ce ține de construirea unei relații sănătoase dintre muncă și muncitor. Mai exact, medicina muncii se ocupă de prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și accidentelor de muncă, precum și se ocupă de promovarea sănătății și productivității muncitorilor. La nivelul Uniunii Europene, problematica securității și sănătății în muncă a constituit și constituie un domeniu foarte important, cu un impact socioeconomic deosebit, care a făcut, de fapt, obiectul mai multor strategii. Directivele Uniunii Europene, prin care se stabilesc standarde minime de securitate și sănătate la locul de muncă, sunt puse în aplicare prin intermediul legislației naționale a statelor membre. Așa a fost și în cazul României. Aceasta, transponând integral Directiva Cadru 391 din 1989 a Uniunii Europene, privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă, în legea națională numărul 319 din 2006 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. În România, cadrul legislativ al domeniului securității și sănătății în muncă a fost construit urmărind integrarea sistemului românesc în principiile cadrului european de securitate și sănătate în muncă. Astfel, pornind de la dreptul la securitate și sănătate în muncă, care este garantat prin Constituție, domeniul securității și sănătății în muncă este guvernat în principal de prevederile Codului Muncii și a Legii 319 din 2006, cât și de legislația privind asigurarea pentru accidentele de muncă și bolile profesionale și cea privind statutul medicului și medicina muncii. Deși România nu a avut o strategie la nivel național adoptată printr-un act normativ, fiecare dintre instituțiile cu atribuții în acest domeniu a urmărit realizarea obiectivelor strategice europene în acest sens. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi, care ne va răspunde la toate curiozitățile noastre în ceea ce ține de medicina muncii, este doamna dr. Irina Albuț, specialist medic de familie cu competență medicina de întreprindere, cu activitate atât în România cât și în Franța. Bună ziua, stimată doamnă, și bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Stimate doamne, deci săptămâna aceasta este săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă, pentru a încuraja participarea activă la gestionarea siguranței la locul de muncă. Care este rolul medicului de medicina muncii într-o societate? Deci clar că este un rol preventiv, profilactic. În general, medicina muncii are un rol preventiv, profilactic. Medicul de medicina muncii va face examenele angajaților la angajare, examenele medicale periodice, la reluarea activității sau există o mică posibilitate de a face examene medicale în cazul adaptării în condiții de... Deci va monitoriza în permanență starea de sănătate a angajaților. Ca să facem o scurtă comparație, dacă ziceți că aveți cabinetul și în Franța, cum se fac lucrurile acolo? Ar avea medicul de medicina muncii un alt rol decât cel pe care are un medic legislația aici? Legislația este uniformă în Comunitatea Europeană.
Deci medicul de medicină a muncii în România face aceeași activitate ca și medicul de medicină a muncii în Franța. Deci nu ar fi nicio diferență la acest capitol. Printre cele mai cunoscute servicii medicale de medicina muncii pe care un angajator trebuie să le asigure salariaților săi sunt examenul medical la angajare și controlele medicale periodice. Ce alte obligații mai are angajatorul din punctul ăsta de vedere și cu ce îl ajută medicul de medicina muncii? Bun, la bază trebuie să avem o colaborare între angajator și medicul de medicina muncii. Cum să începem? Exact, pentru a asigura condiții optime de muncă. Condiții optime de muncă înseamnă o rentabilitate maximă. Deci fiecare angajator are interesul, dacă are interesul, să aibă un randament maxim, deci să asigure condiții optime la locul de muncă pentru angajații săi. Depinde de mediul în care se desfășoară activitatea. Și de domeniul de și activitate. Și de domeniul de activitate, exact. Dar o consiliere trebuie să existe. Deci, în primul rând, e vorba de o consiliere. Exact. Și după aceea... Exact. Potrivit analizelor statistice, la nivel național, în ceea ce privește numărul de accidentări de muncă, se constată un trend descendent. Adică sper că asta este și realitatea. Cum identificăm, investigăm și înregistrăm un accident de muncă? Care este rolul medicului de medicina muncii în această situație? Aici situație? Ar trebui să aducem niște clarificări că accidentele de muncă sunt de mai multe tipuri. Sunt accidente mai puțin grave care produc o întrerupere a capacității de muncă undeva mai mult de 3 zile, dar după aceea angajatul își reia activitatea fără a avea sechele și aceste accidente de muncă se declară, se cercetează de către angajator împreună cu Serviciul de Protecție a Muncii intern sau extern, depinde dar de situație. Cine îl declară accident de muncă? Angajatorul. Angajatorul. Angajatorul, da, este gestionat de către angajator. Apoi sunt accidente de muncă mai grave care pot produce invaliditate, care pot fi mortale sau accidente de muncă colective. Și aceste tipuri de accidente de muncă depășesc un pic competența medicului nu pot să zic curant, dar este medicul de întreprindere, medicul de medicina muncii, vor fi gestionate și declarate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa, și evidența accidentelor? Evidența accidentelor depinde ce se... Angajatorul bineînțeles. Clar este că medicul de medicina muncii, serviciul de medicina muncii, are o evidență de asemenea pentru ceea ce înseamnă accident de muncă. Da. Pentru că se spune că este mai ușor de prevenit decât de tratat. Clar. Cum prevenim accidentele trebuie să de muncă? Tocmai măsuri de protecție a muncii respectate atât de angajator cât și de angajați, pentru că responsabilitatea este comună, comună. Și interesul este comun. Și ambii au obligații în acest sens. Exact, da. Asta este prima etapă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, bolile profesionale constituie afecțiuni ai căror agenți etiologii specifici sunt prezenți la locul de muncă sau la postul de lucru. Anumite operații industriale sau exercitarea unor profesiuni pot duce la bolile profesionale. Cum prevenim bolile profesionale și în ce condiții o afecțiune medicală poate fi numită boală profesională? Bun, clar, o afecțiune medicală poate fi numită boală profesională în momentul în care este legată de condițiile de muncă. Bun, putem discuta despre boli legate de profesie, care nu sunt boli profesionale. De exemplu, într-un mediu stresant, o hipertensiune poate fi considerată o boală legată de profesie. Sau lombalgiile, da? Într-o situație în care avem un angajat care stă într-o poziție vicioasă sau este obligat să stea mult timp într-o poziție incorrectă, da? În fața unui calculator sau
poate fi considerat o boală legată de profesie. Nu este o boală profesională. Boala profesională este atunci când cauza este directă, un factor nociv din cadrul... Deci când este depistat factorul nociv, exact, și este legătura directă dintre factor, exact, și da, boala, da, angajatului. Cum prevenim bolile profesionale? Facem un plan comun de prevenție, adică angajatorul împreună cu medic sau... Sigur că da, este un plan comun. Protecția muncii, angajatorul, medicul, care asigură prevenția acestor boli profesionale. Dar dacă ne referim la unități mai mari, cu noxe, aici trebuie să discutăm despre organisme abilitate, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică sau Institutul de Sănătate Publică, care fac determinări la locul de muncă, care determină concentrații, care determină frecvențe și care pot da indicii asupra toxicității la nivelul întreprinderii sau, de exemplu, avem medii cu pulberi, sunt măsurători specifice, medii cu zgomot, da? Sau medii cu toxicitate ridicată, de exemplu, mă refer la laboratoare sau secții de boli infecțioase sau etc. Deci toate sunt făcute și stabilite pe un plan bine precizat de determinarea factorilor nocivi și de cuantificare, dacă vreți. Da. În România, numărul bolilor profesionale declarate sunt evident mai mici decât cele din Europa. Credeți că asta ar fi realitatea sau cred nu știm este... noi să le declarăm corect? Cred că este... Nu e o problemă de știință. La noi, eu consider că personalul medical este foarte bine pregătit. Dar cred că este o problemă de organizare. Pentru că pentru a declara o boală profesională aici în România se pornește de la o fișă de declarare a bolii profesionale, care poate fi făcută de orice medic, fie că este medic de familie, fie că este un sistem specializat sau, și care este înaintată mai departe spre o clinică de boli profesionale care va instrumenta, va cerceta cazul. Declarațiile, foile inițiale pleacă de la un nivel general, da? O structură de sănătate care, bun, nu prea sunt focusați pe boli profesionale, decât foarte rar. Deci, deja modul de selecție a bolilor la noi este un pic, nu știu... Altfel. Altfel, da. Cum se fac lucrurile în Franța? În din Franța experiența dumneavoastră? O abundență de declarații de accident de muncă sau boli profesionale. Deci, acolo medicul de medicină a muncii colaborează cu medicul de familie al pacientului și nu numai. Și deci cu casa acolo ar fi de alt sănătate. Sistem este un alt sistem, da. Deci, practic, un pacient sau un angajat care are un mic accident la muncă. El se prezintă ori la medicul său de familie, ori într-un sistem de urgență dacă este ceva mai grav, care îi face o constatare medicală, un certificat medical, și pe baza acestui certificat medical se declară un accident de muncă. Mai grav, mai puțin grav, mai... Acest accident de muncă constituie certificat, constituie baza unui dosar. Deci accidentul pleacă spre casa de asigurări, acolo există un serviciu specializat care va instrumenta dosarul, va acorda accidentul de muncă sau nu. De obicei, dar acest dosar este acordat sau nu în colaborare cu angajatorul, în colaborare cu pacientul, cu martorii de la locul faptei. Deci se iau în considerare, mai mulți factori, dar există accidente. De ce credeți că în Franța ar fi o abundență
de boli profesionale și accidente declarate și la noi ar fi atât de puține? Care ar fi motivul? N-aș putea să vă spun. Oamenii sunt deja obișnuiți cu ideea că un accident de muncă, de exemplu, chiar de traseu, a plecat dimineața spre servici, a avut un accident în drum spre servici, mai mult sau mai puțin grav, este considerat un accident de muncă, un accident de traseu, dar nu este ceva spectaculos. Este ceva ordinar. Să înțeleg că este vorba de cultura unei țări sau de nivelul de informare sau conștientizare prezent la cetățenii acelei țări. Exact. Ceea ce la noi pare o situație normală dacă ai alunecat în drum spre servici, chiar dacă te doare o mână sau un picior în consecință. Vă dau un alt exemplu. Sunt întreprinderi care munca în aceste întreprinderi presupune un efort fizic intens. O criză de lumbago, o durere acută, o lombalgie acută la muncă, în Franța, de exemplu, este considerat accident de muncă. La noi nu. La noi nu. Dar nu știu dacă este mai bine sau mai rău, este diferit, dar pleacă de la oameni, de la sistemul medical. Ei știu să semnalizeze și știu să semnalizeze, știu că ceea ce ar lipsi la noi, probabil. De aici deci, în momentul în care s-a întâmplat așa ceva, angajatorul este anunțat că a fost un eveniment la muncă, el întocmește o foaie de accident de muncă, iar cu acea foaie pacientul, eu îl numesc pacient, dar discutăm despre angajat, pleacă mai departe spre medicul său de familie sau spre un sistem de urgență care face constatarea medicală. În final este o constatare medicală, îi acordă îngrijirile necesare, îi face o radiografie și îi completează acest certificat medical cu întreruperea temporară a muncii sau nu, numai cu îngrijiri, dar constituie baza legală pentru acest dosar de accident de muncă. Deci, până la urmă, este vorba de o abordare diferită. De abordare, exact. Și nu este considerat o catastrofă. Deci, de la cele mai mici probleme până la cele mai grave, se declară. Se declară și bugetele de rambursare sunt diferite. Sunt bugete speciale pentru accidente de travai și boli profesionale, care nu sunt amestecate cu bugetele pentru boli obișnuite. Și la noi există. Și la fel s-ar și deconta corect. Adică dacă e deci vorba în Franța de se decontează 100%. Pentru deci, boli profesionale. Pentru boli profesionale și accident de muncă aici, am senzația, nu este domeniul meu salarizarea, așa, dar știu că n-ar fi 100%. Știu că ar fi 80% din media ultimilor 6 luni sau 70%. Rar, sunt niște excepții în care sunt rambursate 100%. Da. Pentru că am intrat puțin în discuție despre bolile profesionale, haideți să vorbim despre stresul la locul de muncă și influența acestuia asupra angajatorului, asupra eficienței lui și productivității. Este o problemă a secolului 21. Și tendința în Europa este să găsească soluții vis-a-vis de acest stres la locul de muncă. Deci se vorbește din ce în ce mai des de burnout. Cum spuneam la început, angajatorul trebuie să caute modalități de a asigura un confort pentru angajații săi, de a diminua atât riscul. Atât fizic cât și psihic. Da, bineînțeles, pentru că acest stres e un disconfort psihic. Psihic, clar. Trăim într-o perioadă în care presiunea psihică este extrem de mare, da? Competitivitatea, presiunea de a asigura, nu știu cum să zic, de a face fața a muncilor cotidiene, da? Care sunt din ce în ce mai diversificate, din ce în ce mai solicitante.
Așa este. Dar cum identificăm stresul ca fi un motiv sau o cauză care ar duce la o boală profesională? Și care sunt limitele? Bun, adică până aici e normal și de aici încolo ar fi... Un stres continuu, da? Deci o presiune continuă este variabilă, nu toți oamenii sunt la fel. Sunt unii mai rezistenți, alții mai puțin rezistenți. Dar la un moment dat o să vedeți că angajatul intră în concediu medical. Poate nejustificat sau poate justificat. Dar s-a constatat că absenteismul la muncă este într-o foarte mare proporție datorat acestui stres la nivelul serviciului. Deci acesta ar fi un semnal de alarmă. Clar. Apoi stresul prelungit antrenează foarte multe manifestări. Anxietate, angoasă, sunt termeni aproximativ la fel. Depresie, scăderea randamentului, clar, tulburări digestive, tulburări metabolice, da? Bulimia. Da. Tulburările de somn sunt manifestări care apar din ce în ce mai frecvent în zilele noastre. Ați întâlnit des cazuri de... Ceea ce am avut o surpriză plăcută să văd în Franța este că au creat servicii specializate pentru burnout și mai ales pentru medici, pentru că sunt considerați ca fiind expuși la presiune maximă, un volum de muncă enorm, și au creat servicii și campanii de prevenire și profilaxie. Deci sunt servicii specializate pentru acest burnout. Sunt eficiente. Foarte eficiente. Sunt psihiatri și psihologi. Credeți că ar fi oportun de a introduce și în România aceste metode? Paradoxal, eu cred că românii sunt mult mai stresați. Deci s-ar impune. Eu cred că da. Deci ar fi oportun să introducem. Sigur că da. Ce ziceți de violențe la locul de muncă sau hărțuire? Ar duce și aceste... Aceste hărțuiri puteți să le încadrați în prima întrebare, cu stresul la locul de muncă. Hărțuirea poate fi considerată o cauză, clar. Da. Deci, din... chiar și o singură dată se întâmplă, nu este ok, dar nu probabil okay. În mod repetat ar duce cu siguranță la o boală profesională. Câmpurile electromagnetice, suntem expuși în fiecare zi câmpurilor electromagnetice. Toate antenele, toate telefoanele mobile. Exact, televizorul. Televizorul, da. Acum se răspândesc antenele GSM pe clădiri diverse, chiar cu clădiri de birouri sau și rezidențiale. Oamenii sunt tot mai îngrijorați. Cât de nocive credeți că sunt și în ce măsură? Bun, ca să le, în mod logic, ca să le declarăm nocive, înseamnă că trebuie să avem niște măsurători vis-a-vis de aceste unde electromagnetice care trebuie să depășească o anumită valoare limită. Bineînțeles, precizată în niște standarde. Deci, într-o instituție, de exemplu, o televiziune expusă la antene, la unde electromagnetice timp îndelungat și în cantitate mare, normal, ca să le considere factor toxic, trebuie să apeleze la o autoritate competentă să facă măsurători. Exact. Dacă aceste câmpuri electromagnetice nu sunt foarte toxice, nu putem să le considerăm nocive. Și care influența asupra sănătății. Pe de altă parte, discuțiile sunt de multă vreme. În schimb, toate studiile care s-au făcut, culmea, nu s-a putut găsi o cauzalitate între unde electromagnetice și apariția cancerului sau mutațiilor genetice. N-au putut să demonstreze treaba asta. Nu știu dacă există sau nu, dar nu a putut fi demonstrat încă. Probabil.
Da, știu că pe site-ul Inspecției Muncii sunt mai multe ghiduri, da. Chiar ghiduri cu privire la câmpurile electromagnetice și în ce măsură ar putea acestea afecta. Clar, este că influențează, părerea mea este că... Chiar și da. Metode de prevenire a bolilor profesionale, acolo unde salariații sunt foarte expuși la aceste câmpuri electromagnetice, deci este recomandat să vizităm acest site ca să ne informăm în cazul în care... Noastră. Exact, pentru cultura noastră și pentru liniștea noastră sufletească până la urmă. Doamnelor și domnilor, urmează o pauză scurtă, după care vom continua. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul nostru. Stimată doamnă, pentru că tot discutam de factorii care ar putea duce spre îmbolnăvirile profesionale, mai avem domeniul IT, care la fel este în continuă dezvoltare și avem din ce în ce mai mulți angajați în acest domeniu, dar sunt expuși factorilor nocivi, precum ar fi ecranele de vizualizare. Avem chiar hotărârea 1028 din 2006, care ar recomanda angajatorilor să ofere pauze zilnice salariaților din aceste domenii. Ce părere aveți dumneavoastră? La ce trebuie să fim atenți în clar că expunerea continuă la ecran obosește ochiul. Deci este o astenie oculară care este inevitabilă. Logic. Deci recomandarea este pe bună dreptate. Da, și... deci este chiar indicată. Pauze de 10 minute pentru a face altceva. Deci pauzele de 10 minute se iau la fiecare oră sau la fiecare două ore, cum era. În cazul în care salariatul simte nevoia să ia mai multe pauze... are dreptul, da. E dreptul lui să își le ia. Exact. La fel în domeniul ăsta sunt mulți salariați cu probleme de spate pentru că au poziția incorrectă. Să ne gândim la ergonomia locului de muncă. Durerile de spate, modificările coloanei pot fi luate în considerare. O să vedeți, puteți să aveți surprize pentru persoanele care stau nemișcate mult timp, nu mișcă picioarele. Sunt persoane care pot face o tromboflebită, de ce nu? Mai au niște varici, un teren varicos, inactivitatea asta prelungită are niște consecințe. Deci, clar, trebuie pauze, trebuie schimbată poziția și asigurat că avem totuși un confort pentru coloana vertebrală, mai ales, bine, ochiul. Ochiul este cel mai important. Deci pauzele, până la urmă, da. Nu numai pentru ochi, dar și pentru restul organismului care... Și cred că și oboseala, statul în continuu în fața unui ecran, obosește extrem psihic. Da, deci implicarea angajatorului în a asigura confortul. Adică ne întoarcem la de unde am pornit, trebuie să asiguri pentru angajați un confort ca să ai randament. Exact, și productivitate. Și productivitate, da. Vorbim de toate bolile profesionale și accidente și toate cauzele, dar probabil pentru a ajunge acolo ar trebui cumva să prevenim, adică să, cu ce începem? Evaluăm întâi riscurile la care sunt expuși. Da. Cum facem o evaluare a riscurilor? Este, nu vreau să folosesc un termen foarte, un comitet. Este o comisie, un comitet. Angajator, persoana care răspunde de protecția muncii, medicul de medicină muncii și, de ce nu, reprezentantul sindicatului, dacă sunt întreprinderi mai mari sau a salariaților, bineînțeles, care identifică niște riscuri la locul de muncă, clar. De fiecare dată când apare o schimbare, această evaluare trebuie reactualizată. Deci, întâi identificăm riscurile. Cum le identificăm? Din discuții, probabil, nu? Cu angajatorii, Sigur că cu angajații? Da.
trebuie analizat. Deci vizita la locul de muncă întotdeauna. Și după ce le-am identificat, le evaluăm să vedem în ce măsură afectează aceste riscuri, da, sănătatea. Da. Deci, practic, trebuie să analizăm exact activitatea cotidiană a angajatului. La ce este expus? Începând de la ecran, începând și terminând cu stresul, oboseala. Dar vă dați seama că nu este ceva fix. Fiecare își analizează și are interesul să-și identifice cât mai mulți factori de risc pentru a înlătura riscul. Riscul producerii de îmbolnăvirilor sau accidentelor, clar. Corect. Și după ce le-am evaluat, facem probabil un plan de prevenire sau de înlăturare a riscurilor. Care poate fi modificat, este readaptat în permanență. Ținut sub strict monitorizare, da, de medicul, da, de medicina muncii și actualizat de fiecare, exact, dată. Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă are în componența sa un medic de medicina muncii. Care este rolul acestuia în comitetul consiliere, respectiv? Consiliere, clar. De consiliere, da, vine cu recomandări și, da, de măsuri de prevenire. Avem cazuri câștigate în instanță în care angajatorul, medicul de medicina muncii și chiar asistentul acestuia au fost condamnați la închisoare pentru completarea fișelor de aptitudini ale angajaților fără a-i consulta pe aceștia. Sau completarea în mod fictiv a buletinilor de analiză care ajută la completarea fișelor. Cum trebuie să se desfășoare un examen sau un control medical din punct de vedere al medicina muncii, de la început și până la sfârșit, deci, clar, ca să evităm astfel, exact, de probleme? Deci, bun, asta iese din discuții pentru un doctor care se respectă. Exact, nu, pe face sine chestii, și, da, pe ceilalți. Exact, și munca pe care o face. Nu zic că nu există, poate că da, dar un profesionist care se respectă nu face chestii. Corect. Dar, practic, angajatorul stabilește o listă cu persoanele care trebuie examinate. Fie că sunt la angajare, fie că vor avea un concurs. De exemplu, el va avea un concurs pentru a ocupa un post în 2 săptămâni. Înainte, el va trece un examen medical a persoanelor participante. A persoanelor participante. Deja este un filtru. Deci, discutăm despre examene medicale la angajare, periodice. Deci, este o listă pe care angajatorul o stabilește. Asta înseamnă deja o solicitare din partea angajatorului. Pe care o va trimite. Pentru că, de fapt, obligația e de partea lui. De partea angajatorului, exact. El întocmește această listă, această solicitare, și va trimite medicului de medicina muncii solicitarea, fie pentru fiecare pacient, fișa de solicitare, sau un alt sistem, nu știu, fiecare își găsește o modalitate de a se organiza în final. Ceea ce este mult mai important este ca fiecare angajat să prezinte o fișă de expunere la riscuri. Pentru că postul unui angajat poate nu este la fel cu postul altuia. Exact. Pentru că medicul de medicina muncii va stabili niște examene paraclinice care sunt specifice riscurilor pentru fiecare angajat în parte. De exemplu, pentru un angajat care lucrează în construcție și va avea lucruri la înălțime, va face o serie de analize, o serie de examene. Pentru un angajat care lucrează în IT, va fi cu totul altceva. Pentru o persoană cu funcție de răspundere, va fi cu totul altceva. Deci, este individualizat. Bineînțeles că examenele sunt deja prestabilite prin lege, este Legea Protecției Muncii din 2006 și cu normele de aplicare. Apoi, medicul de medicina muncii poate sugera, poate solicita examene suplimentare. Încă o dată, este un examen profilactic, preventiv.
În momentul... Ce înseamnă suplimentare? De exemplu, la angajare am făcut un examen medical și dacă medicul de medicină a muncii consideră că postul angajatul respectiv de exemplu, are prea are mulți factori. Are o suspiciune, să zicem, de, vă dau un exemplu neutru, în alimentația publică. Are o suspiciune de portaj de stafilococ nazal. În norme sunt trecute examene cu parazitologii, cu coprocultură, dar medicul poate solicita de comun acord cu angajatorul. Da. Deci de comun acord cu angajatorul efectuarea unor examene suplimentare. Uh-huh. Și dacă angajatorul este de acord, se efectuează. Așa. Deci părerea mea este că în final este o colaborare. Corect. Da. Pentru aducerea la îndeplinire exact. A prevederilor exact. Legii și pentru da. Binele comun da. Al tuturor, de fapt. Și cele periodice, examenele periodice, la fel, sunt solicitate de către angajator, exact. Ținute de la obicei evidență. Sunt făcute o dată pe an. O dată pe an. Sunt excepții în care medicul de medicină a muncii solicită poate de două ori pe an, reevaluare sau... În ce condiții? Știu, să vă dau un exemplu. Când sunt prea mulți factori, poate nocivi. Sunt prea mulți factori sau când există riscul contaminării pe parcurs. Și iarăși revin la alimentația publică, da? Unde pe parcursul unui an un angajat se poate contamina cu salmonela, cu un stafilococ nazal, care poate transmite mai departe o anumită boală. Nu neapărat pentru sănătatea lui, el poate să fie purtător, dar poate genera îmbolnăviri pentru clienții angajatorului. Exact, angajatorului. Și atunci riscurile sunt mai mari și medicul de medicină a muncii, încă o dată, de comun acord cu angajatorul, poate stabili examene suplimentare. Fișele se completează de către medic și se înmânează angajatorului. De obicei se păstrează la angajator. Se păstrează la angajator și un dublu la cabinet. Deci o copie sau ar fi un al doilea original. Exact. Și aici, tot la fel, în urma examenelor, poate fi declarat apt un angajat. Apt condiționat. Ce înseamnă apt condiționat? Apt condiționat înseamnă că sunt anumite condiții pe care angajatorul le poate asigura ca acest angajat să fie apt să muncească. Și o să mai vedeți apt cu recomandări. Asta este modelul francez care a fost adoptat la noi. El este apt, angajatul, cu recomandări, dar recomandările țin de tratamentul dat de medicul de familie, tratamentul medical. Deci aici trebuie făcută un pic diferența între apt condiționat și apt cu recomandări. Și este un model valabil peste tot în comunitatea europeană. Este modelul francez care a fost preluat și la noi. Uh-huh. Sau inapt. Inapt temporar până la vindecare sau inapt definitiv. Uh-huh. Dar dacă îl declarăm, va fi declarat de către medicul de medicină a muncii inapt pentru un post. De exemplu, el are probleme cu coloana majore. Da? Este inapt pentru munci care presupun eforturi fizice majore, da? De asta nu înseamnă că el nu poate munci. Poate munci pe un alt post. Așa. Pentru că ne-ați spus mai devreme despre asigurările medicale pentru bolile profesionale și cum se decontează acolo. Avem legea națională 346 din 2002, prin care salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de anumite prestații și servicii în cazurile accidentelor de muncă. Spuneți-ne mai multe de modalitatea de asigurare și ce anume sunt acoperite? Sau care este diferența dintre ceea ce se aplică la noi în țară și ce vă se aplică în și la început am impresia că este procentul care diferă. Ceea ce am văzut eu în Franța sunt rambursate 100%. Atât salariile, cât și examenele medicale, tratamente, tot. Exact. Ce ar fi acoperit? Reabilitarea medicală? Reabilitare, kinetoterapie, clar, medicamente, dacă e nevoie de o proteză, se acoperă.
examen medical specializat, dacă vreți. Tot ceea ce decurge din acest accident de muncă este rambursat 100% și este susținut de acest fond special pentru accidente de muncă și boli profesionale. Da, în rest ar fi la fel. Ce condiții trebuie să îndeplinească un medic pentru a fi specialist în medicina muncii și pentru a putea desfășura activități în domeniul supravegherii sănătății? Ca orice specialitate trebuie să aibă un rezidențiat în medicina muncii. Deci asta este singura condiție. Singura condiție. După ce a obținut rezidențiatul, mai trebuie să facă studii suplimentare pe medicina muncii? Nu, depinde. Dacă vrea să aibă abilități suplimentare, asta e cu totul altceva. Dar specialitatea în sine înseamnă un rezidențiat. Pentru că în multe cazuri angajatorii își externalizează serviciile de medicina muncii de cele mai multe ori prin intermediul unui cabinet. La ce suntem atenți atunci când contractăm un serviciu extern de medicina muncii? Ce acte ar trebui să luăm în considerare? Bun, clar, trebuie să aveți autorizațiile instituții deci medicale centrul cu care centrul trebuie să aibă da, anumite autorizații să fie acreditat, să aibă autorizații, să aibă medic de medicină a muncii angajat. Și apoi depinde de fiecare, își alege un centru, un cabinet care îi oferă ceea ce are nevoie. Dar de obicei instituțiile mai mici fac contracte cu cabinete de medicina muncii sau centre, deci sunt servicii externalizate, dar cred că la un moment dat pentru instituțiile mai mari se impune angajarea unui medic fabrici, unui medic de medicina muncii care asigură non-stop asistență. Care este prezent tot da. Timpul în unitate da. Și da. Care ar monitoriza îndeaproape da. Ce se pentru, întâmplă. Pentru instituții mai mici care nu au factori de toxici foarte importanți, este mult mai rentabil să aibă un serviciu externalizat. Da. Și asta este valabil peste tot. Asta vreau să zic, să ne povestiți sunt, ca și aici, cum este în Franța. La fel sunt cabinete medicale cu medici de medicina muncii exact, pe care îi contractăm? Medici, sau exact. Sunt în cadrul clinicilor? Sau nu. Cum este? Nu. Sunt cabinete ca și aici. Exact la fel. Aceeași legislație, aceiași medici de medicina muncii, aceiași asistenți, da. Aceleași deplasări pe teren, aceleași programări, aceleași... Ceea ce diferă, cred că este populația care este obișnuită să privească altfel. Casa de asigurări care a preluat gestiunea tuturor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Asta ar fi. Și în principiu atât. Și în principiu atât. Stimată doamnă, acestea au fost întrebările pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim enorm de mult că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm în studioul nostru. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Toți lucrătorii au dreptul să lucreze în medii în care riscurile pentru sănătatea și siguranța lor sunt verificate și monitorizate corespunzător. De aceea, securitatea și sănătatea în muncă a devenit acum, mai mult decât oricând, un obiectiv important și provocator al politicilor sociale europene. Conform statisticilor europene, bolile profesionale cauzează pierderi mari angajaților, companiilor și societății în general. În Uniunea Europeană, aproximativ 3,2% din forța de muncă, adică 6,9 milioane de lucrători, au raportat că au suferit un accident de muncă în ultimele 12 luni, care implică, bineînțeles, o absență de peste 3 zile de la locul de muncă. Iar în fiecare an, aproximativ 4.000 de angajați își pierd viața în accidente de muncă. La fel, aproximativ 40% din durerile de spate au fost estimate a fi legate de locul de muncă, iar aproximativ 5% din toate cazurile de cancer au fost, la fel, estimate a fi legate de locul de muncă.
Un studiu european privind condițiile de muncă arată că pe lângă afectarea vieții lucrătorilor, costurile directe și indirecte generate de concediile medicale sunt estimate la 3,2% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Costurile aferente asigurărilor sociale, care pot fi atribuite bolilor profesionale sau accidentelor de muncă, sunt de asemenea inacceptabil de ridicate. Analizând aceste statistici, nu putem să nu ne dăm seama că îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor este prioritară. Astfel, este esențială mobilizarea tuturor actorilor prevenirii pentru că, prin acțiuni comune, să crească nivelul de securitate și protecție a sănătății lucrătorilor la locurile de muncă. De aceea, asigurarea locurilor de muncă sigure și sănătoase, menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a lucrătorilor, precum și atingerea și susținerea dezideratului de stare de bine la locul de muncă, reprezintă principala preocupare pe termen mediu și lung a structurilor cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea funcționării și dezvoltării durabile din punct de vedere economic și social al României. În conformitate cu legislația în materie de sănătate și siguranță, responsabilitatea principală pentru acest lucru revine angajatorilor. Angajatorii au datoria de a se consulta cu angajații sau cu reprezentanții acestora cu privire la aspectele legate de sănătate și siguranță. Astfel, în vederea asigurării sănătății și siguranței la locul de muncă, angajatorii trebuie să urmeze 4 pași mari care fac parte dintr-un proces continuu. Primul pas, în acest sens, este planificarea, care constă în identificarea și evaluarea riscurilor. Apoi, urmează acțiunea, adică după ce am identificat și am evaluat lucrurile, riscurile, le eliminăm. Sau dacă nu este posibil să le eliminăm, atunci le minimizăm. După aceea urmează controlul, ce ține de monitorizarea eficacității măsurilor implementate. Și, bineînțeles, la sfârșit avem revizuirea pentru îmbunătățirea continuă. În această ordine de idei, vreau să subliniez că eforturile angajatorilor cu implementarea prevederilor legislației în domeniu sunt răsplătite. Astfel, un studiu european de SSM precizează că experiența demonstrează că fiecare euro investit în SSM de un angajator va produce un câștig peste 2 euro în viitor. Iar precum susține și Shiana Abraham, desfășurarea unei afaceri cu angajați bolnavi și nefericiți este ca și cum ați încerca să conduceți o mașină cu un motor prost. În cele din urmă, vă poate duce acolo unde vă doriți, dar călătoria va fi una dificilă și veți pierde timp și resurse. Deci, implementarea cu rigurozitate a legislației în acest domeniu este de fapt un câștig atât pentru angajator cât și pentru angajat și chiar pentru stat, în care scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este protejarea vieții, integrității și sănătății al lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, care poate apărea la locul de muncă, cât și crearea unor condiții de muncă menite să le asigure acestora confortul fizic, psihic, dar și social. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare. Sunt Aurelia Lăuzbă și vă aștept cu mare drag săptămâna viitoare, în după amiază zilei de joi, aici la Apolonia TV, la Justiția pentru Toți. Până atunci aștept întrebările, sugestiile, dar și dilemele dumneavoastră juridice la adresa de e-mail afișată pe ecran. La revedere și să nu uitați că justiția este respectul dreptului celuilalt. Vă mulțumesc!